Se văd aici, se văd. Da, se văd. Acum, na, știi cum e lumină de interior. Hai tu că nu ți-l iau. Afară se văd mai bine, dar, din păcate, în ultimele 2-3 săptămâni nu a ploi a fost. E mult noroi, e mult umezeală. Să arătăm o metodă cu flacăre. Cum de uite de exemplu ăsta. Vezi, deci coarnele, da? Ui, poți să fie așa. Bun, acum, ca și pisol, poți să folosești orice. Acum, noi avem ceva uite, mai mic. Uite ăsta așa, îl încălzești partea asta, vezi? Încălzi partea asta. Așa. Până să, cum să zic eu, până să moaie. Dar aici, lângă ochi, aici pui o cârpă sau o tablă. Să nu ajungă flacăra. Să nu ajungă, știi? Da. Deci pui o cârpă și o tablă și dai cu asta așa aici. Cu flacăra, da. Deci dai cu flacăra. Ok. Nu te speria tot, Daniel. Și când ai simțit la mână că se modelează, îl miști din asta. La care după aia pui apă rece. Când din mână îl îndrepți, după ce l-ai încălzit? La simți așa. După ce ai pus apă rece, e rămâne așa. Ca ceară normal. Am înțeles. Și așa să fac normal, vezi, să suc astea. Dar nu se pot la toate. Uite, de exemplu, noi le sucim, pe, uite, le sucim, vezi cum e asta, de exemplu, din așa. Cauza ca să nu intre în ochi. Da, și deci astea nu le poți cu flacăra, da? Da, deci îi pui aici normal o tablă sau o cârpă, i-ai încălzit partea asta, după aia îl modelezi din mână. După ce ai terminat, ai pus apărarea ce și așa rămâne. Da. Și așa și cealaltă metodă care o folosești ar fi cu aparatul ăla de distanțare. Vară la un berbec, da, ca okay. Am pus. Vară la un berbec okay. Și vezi că, uite, de exemplu, cum e asta, nu poți să-i faci. Am înțeles. Deci n-ai treabă cu el că nu-l are lângă ochi. Vezi, de depărtat de ochi, da. Dar ăsta care e așa, deci cum e asta, no, când o fi să se apropie tare de ochi, trebuie încălzit aici și tras. Am înțeles. Sau cu fier din ăla. Da, nu, cu fierul e mai mult că trebuia să fie mioară sau mială, după nu mai merge cornul de aici. Cam asta metodele folosești tu astea două, da? Da. No. Ok, hai să mergem să vedem și aparatul ăla de... Vezi, nu-s la, da, nu-s la toate, asta are alt... Na. Altă formă, da. Da, alte șmechie. Da, mai zi o dată, partea cu încălzitul, zici că e mai ok să fie o suflantă fără cald decât da, cu flacără. Da, deci să nu fie cu flacără. Da. Să fie suflantă și... Uite și aici, Sami. Da, și asta e partea a doua care ar fi cu... Cu aparatul, cu fierul ăsta. Păi și asta unde îl găsesc să-l cumperi? Eu știu, m-a întrebat, de exemplu, cineva de unde... Dar nu, să fac, adică le facem noi astea. Le faceți voi, nu-l cumperi de undeva. Păi, prieten, vine un din ăsta. Deci, o tijă, da? Ăsta se cumpără. Așa. Pe la pieță l-am găsit noi. Așa, deci e făcut acasă, practic. Deci cumpărăm ăsta. Așa. Ăsta. Cumpărăm chestia asta și astea două le sudăm noi. Am înțeles. Fiarele astea. Întreba cineva de unde ai cumpărat aparatul. Nu, să găsesc, nu știu cum îi zice, ancoră. Ancoră. Deci ăsta îi zice ancoră. Așa. Asta e aici. Pentru că unul e pe stânga, filetul, unul e pe dreapta. Așa. Toate șurafele astea, dacă ăsta, îs amândouă pe stânga, dacă nu mă șel eu. Da. Aici unul e pe dreapta, unul ăsta, când ai să se departe amândouă. Da. No. Da, și ăsta, cum ai zis că la câteva zile strângi filetul sau? La câteva zile sau uite, te uiți aici. Vezi cum îi mere cornul aici? Așa. Vezi, se vede aici. Da. Cum îi da. Pleacă cornul aici, îi dai filet, două, trei filete, știi? Da. La o săptămână, depinde ce vârstă are berbecul. Da. Eu, ok. Și la, deci tu zici că la totuși la varianta aia cu aer cald e mai ok. Eu suflantă, da. Suflantă cu aer cald. Suflantă și bași cu aia și nu s-arde așa, nu se pârjolește cornul. Da. Doar că, dacă e, depinde și de forma lor, nu? Mă gândesc că nu poți oricum să le îndrepti cu suflantă. Da. Deci să fie, să aibă și oaia, trebuie să aibă cornul anume făcut către o ca să poți să-l îndoi. Ca să poți să-l deviezi, practic. Asta da, că uite și berbecul ăsta, vezi, are coarnele mai jos. Așa. Normal, ăia mai cârciob le-au un pic mai sus. Li se bagă mai către ochi. La ăsta nu l-am scos din ochi, o trebuie să scot de aici din falcă. Da. Vezi, deci băgat mai jos. Am înțeles. Vezi? Da, s-o băgat și îl îndepărtezi practic de cap. Îl îndepărtezi, uite, ăla trebuie să apară aproape că ăsta. Am înțeles. Când rumegă el sau când mănâncă să nu-l deranjeze aici, îl deranjează în partea asta, vezi? Am înțeles. Nu, de-aia ați făcut e ca să... Da. Nu, cam asta deci, a fost. Da. Și te dai filetii, cam două. Și mai întreabă oamenii, unii întreabă, ai miei de vânzare, n-ai, ai oi, ai câini, ori văzut oile. Acum nu am, până fată, vă dați seama. După ce fată, după februarie, martie. Da. Uite, Sami, de exemplu, cum e oaia de acolo. Așa. Are undeva la vreo 3-4 ani, oaia de acolo. Deci, practic, la mai e ce să-i faci. Nu mai poți să-i faci decât cu suflanta aia cu foc. Deci, aparatul îi maxim un an, doi, cât îi merge cornul de aici, din cap. Când îi pornește. Deci când îi mială, noatină sau mioară. Așa. După aia nu mai poți să-i faci.
După aia am ăsta, am găsit noi suflanta și facem cu suflanta, pentru că altă soluție nu mai poți cu aparatul. Am înțeles. Deci, practic, doar la început mai poți. Doar la început, atunci, primii ani, da. După ce începe să-i se îngroașe cornul, să ajungă la maturitate, nu-i mai merge cornul din cap și nu mai poți să-i, nu mai poți să-i faci. Da. Vezi niște chestii. Ce vârstă au miluțele astea? Acum deja, de anul trecut, nu? Asta, de exemplu, are 2 ani. 2 ani. Aia, asta e mai mare, are vreo 3 ani. Așa. Nu, majoritatea, cum să zic eu, astea sunt mame, sunt mature. A, deja sunt adulte. Da. Da, da, da. Alea de acolo, alea vin. De dincolo. Da, da, da. Alea vin tineretul. Da. Las că alea le filmăm altă dată. Da.